Numele meu este Denisa Bârlea. Îmi pare bine? Și pot să vă spun doar bine, ați venit la căsuța cu paia. Chiar a fost locuită până în anul 2010 de el, aici fără apă curentă, fără electricitate, fără telefon. Și asta oarecum era și bucătăria, și sufrageria, și dormitorul. Și jos aici avem strujac cu paie. Aici avem oala pentru sarmale, sticlă zău. Hornul nu iese până afară din casă, iese doar în pod, acolo se afuma plăjină, cârnați, până la 12 porci. Aici se primea doar la Crăciun colindătorii, copii cu steaua, părintele cu boboteaza. I-am compus o poezie pentru căsuța cu paie. Că într-un sătuc mic de munte, unde nu sunt case multe, o căsuță părintească așteaptă să ne primească. Noi suntem totdeauna mândri că ne-am născut aici, trăim aici. Salutare, oameni frumoși, și bine ați venit pe canalul meu. Eu sunt George, iar astăzi, în prag de seară, vă propun să vizităm un muzeu inedit, un muzeu etnografic privat. Acesta se găsește în comuna Mogoș, din județul Alba, exact la intersecția Transalpinei de Apuseni, cu drumul care duce la Întregalde spre Alba Iulia, pe așa numitul drum Trans-Trascău. Deci de aici începe Trans-Trascău. Iar undeva sus, acolo, se află căsuța cu paie a lui Moș Lică, de fapt un muzeu etnografic privat gestionat de Denisa Bârlea, studentă la drept la Alba Iulia. Haideți să vedem ce găsim în acest muzeu etnografic privat, care, de fapt, deocamdată se poate vizita gratis. Să facem cunoștință cu gazda noastră de astăzi de la muzeul etnografic de aici, de la Mogoș, muzeu privat care aparține... Numele meu este Denisa Bârlea. Îmi pare bine? Și pot să vă spun doar bine, ați venit la căsuța cu paie la Moș. Mulțumim mult! Haideți să vedem ce descoperim în acest muzeu, ce pot să vadă oamenii care trec pe Transalpina și cei care vin în această zonă, ce ar putea să vadă aici la voi, la acest muzeu. În primul rând avem un peisaj foarte frumos cu pădure de brad, aer curat și după putem să intrăm în tindă, așa numită tindă. Căsuța aceasta... Să înțeleg că a aparținut bunicului meu, decedat în anul 2010, chiar a fost locuită până în anul 2010 de el, aici fără apă curentă, fără electricitate, fără telefon. Și aveți curent acum? Nu. A, deci și lumină, ce lumină? Avem cum luminați? Lumină la lampă. A, lumină la lampă. Ce interesant. Foarte frumos. Și lămpile erau folosite de bunic, nu? Da. Au rămas, să zic așa, moștenire. Asta este prima încăpere, numită și tindă, care este vopsită cu o culoare specifică numită Mândră Mărie, albastru închis. Și asta oarecum era și bucătăria, și sufrageria, și dormitorul. Aici ce avem? Aici avem un legănuț. Ah, de asta e și păpușica asta. Da, cu țol și jos aici avem strujac cu paie. Avem și mașină de cusut. Foarte frumoasă. Bunicul meu lucra foarte mult și în lemn, așa că avem aici și evoluția fusului. Mm-hmm. Adică de cum începea până la... Avem și un caier de lân acolo, nu? Da, o furcă cu caier și fus. Mm-hmm. Și toate ulcelele acestea au fost, sunt de dată recentă, doar așa pentru decorare sau? Nu, au fost aici. Mm-hmm. Și aici, pe pat? Aici tot așa avem țol și strujac de paie, perna era tot din paie. Am înțeles. Țolurile au fost lucrate manual. Lângă pat, bineînțeles, avem sova, unde el și gătea, se și încălzea. Da, deci soba a fost funcțională până în 2010, da, nu? Da, sigur. Aici avem oala pentru sarmale, mm-hmm. Vestita oală pentru sarmale, ticlăzău. Ticlăzău ce? Fiind ce? Fiind fierul de călcat. Fierul de călcat, cum se spune la noi. Da, foarte interesant. Și lemne sub soba aceasta, că funcționa pe lemne. Da. Hornul nu iese până afară din casă, iese doar în pod, acolo se afuma plăjină, cârnați, până la 12 porci.
peste an. Veneau vecinii, veneau care cum. Și mai avem o cameră aici, în acest muzeu etnografic, privat. Mai avem o cameră, aceasta fiind numită camera din tâi. Era camera oarecum cea mai nouă, cea mai... Aici se primea doar la Crăciun colindătorii, copii cu steaua, părintele cu boboteaza. Camera bună. Da, aici era ruda cu haine, acolo își ținea hainele, nu existau dulapuri și... Am înțeles. Da. Și acesta? Se numește Ladă de Zestre, unde erau ținut de prosoape și oarecum averea. Averea fiind... A, deci lucrurile mai bune, mai... Da, haine. Averea atunci consta mai mult în... Da, ce icoană aici pe perete. A fost a bunicului, nu? Da, este o icoană foarte veche. Cât să aibă icoana asta? Cred că are? 90-100, cu siguranță. Am înțeles. Dar e foarte frumoasă decorată camera, îmi place cu vasele acestea. Vasele erau tot din pământ. Mm-hmm. Așa numitele ștergare aici la noi la Mogoș. Am înțeles. Și aici avem linguri, furculițe. Da, mai de mult nu existau atâtea suporturi și era la grindă. Am înțeles. Și aici avem... Aceasta ce? Desagi sau ce? Cum se numește? Desagi pentru... Ce făcea cu ei? Punea bucate, cum se zice la noi, și punea pe cal, aduceau de la țară, de la Mihalz, de la partea aceea. Aici avem și covata pentru pâine, unde se frământa. Costumele acestea, ce sunt cu ele? Așa era portul... Da, acestea sunt printre cele mai vechi costume populare. Atât costum popular pentru oamenii de rând, cât și un veșmânt preoțesc. Primit tot așa donație pentru căsuță și acesta este foarte vechi, între 90 și 100 de ani. La fel ca și icoana. Pălăria aparținut bunicului? Da. Aceasta este o sobă. Tot sobă? Da. Da, este o sobă pentru încălzit, dar fiind camera din tâi nu se prea folosea doar la sărbători. O altă icoană, dovadă că erau foarte credincioși. În general, oamenii de aici sunt credincioși. Da, oamenii de la munte sunt mult mai credincioși decât... Probabil pentru că erau și foarte izolați și singura lor comunicare era, să zic așa, mai mult cu Dumnezeu. Dar pe jos așa era pământ, nu? Da, pe jos doar pământ. Și știu că zicea bunicul, ca să poată el mătura, trebuia să stropească prima dată cu apă sau iarna aducea zăpadă și apoi mătura. Aici întindă pe timp de iarnă sau pe timpul frigului animalele bolnave, oile care fătau sau scroafele. Ah, le introduce. Da, ținute tot aici. Am înțeles, ca să fie la căldură. De unde ideea înființării unui muzeu etnografic privat până la urmă, fiindcă știm că e foarte greu să iei o asemenea inițiativă și să realizezi așa ceva. Adică îți trebuie totuși bani, îți trebuie voință, îți trebuie dorință de a performa, să zic așa. De unde ți-a venit ideea aceasta și când? Mama fiind custodie de sală, știu că tot mergeam de mică, tot cu ea, hai să adunăm aia. Custodie de sală unde? Tot în comuna Mogoș, la muzeul comunei. A, deci aveai în sânge treaba aceasta. Da, pot să zic că aveam în sânge. Da. Și chiar după ce am împlinit 18 ani, aveam 18 ani și o lună, mi s-a oferit oare oportunitatea aceasta de a întăbula căsuța bunicului pe mine și am zis așa, hai să încerc și eu să fac ceva ca și mama. Acum de 2 ani de când am înființat muzeul, vin colindătorii, se adună aici, bineînțeles colindă, mai și jucăm, mănâncă, avem acum și în inițiativă și în plan să facem și un botez aici, un botez de copil și o șezătoare. Mai s-a făcut în anul 2004 o șezătoare aici și vrem să o reconstituim. Foarte frumos. Hai să o cunoaștem și pe mama ta, care spui că ți-a împărtășit, ți-a dat din tradiția aceasta pe care o moștenește. Facem cunoștință cu doamna Bârlea Liliana, mama Denisei. Îmi pare bine. Și mie îmi pare bine că v-am cunoscut, îmi pare bine că ați venit în comuna noastră, pe meleagurile noastre, de care noi suntem totdeauna mândri, că ne-am născut aici, trăim aici, pentru că vorba spune că omul sfințește locul oriunde ai merge, dacă nu muncești, nu o să agonisești niciodată nimic.
Și cultura, tradiția și obiceiurile noastre populare, eu sper și cred că sunt identitatea noastră. Deci un popor, orice popor, prin cultură și tradiții, poate fi remarcat cât de valoros și sunt foarte sigură că sunt foarte valoroasă. Ce avem și noi aici, în comuna noastră, în comuna Mogoș. Mai este dusă mai departe tradiția aici la Mogoș, știind faptul că foarte mulți copii, foarte mulți tineri pleacă de aici și rămân doar cei bătrâni care... Da, din păcate ăsta e adevărul. Suntem, poate avem degete la mâini, câte familii până în 50 de ani mai suntem încă stabilite aici, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că suntem un popor, o nație cu frică de Dumnezeu, cu credință, am organizat inclusiv și anul care s-a încheiat toate obiceiurile cu colindătorii, șezătorii, am organizat în centru comun acolo la cămin dansul specific care ne reprezintă Mogoșana, din care face și Denisa parte ca dansatoare. Face ceea ce facem. Și chiar pentru această căsuță cu paia, această căsuță părintească pe care Denisa a moștenit-o, i-am compus câteva versuri. Da? În dragoste și respect. Spuneți-ne da. Și nouă, dacă doriți, dacă puteți. Da, sper să nu greșesc sau să sar sau să... Deci tot datorită faptului că în aceste căs mai de mult se făceau șezătorile, deci nu la orice casă. Deci era în satul Bârlești, de exemplu, se făcea aici șezătoare, la câteva case mai jos în altă casă. Deci nu se făcea niciodată în fiecare casă pe rând. Și am zis așa, că într-un sătuc mic de munte, unde nu sunt case multe, o căsuță părintească așteaptă să ne primească. În căsuța cea bătrână, mult s-a mai lucrat la lână, la lână și la fuior, că e căsuța cu dor. La războiul de țesut, multe lucruri s-au făcut. De-a fost țol, covor sau poale, se făceau din lână moale. Lână moale și fuior să bea apă din ulcior. Ați văzut ulcioare? Din ulcior cu gură mică să bea apă și pălincă. Iar în cel cu gură mare fierbea soba 5 sarmale. 5 sarmale cu smântână puse de mama bătrână. Lângă o pită din cuptor puse de mama cu dor. La așa mâncare bună toți copiii se adună. Lângă mama în pridvor la căsuța cea cu dor. Vă mulțumesc! Foarte frumos! Noi vă mulțumim mult de tot pentru versuri. Chiar sunt frumoase. Sunt frumoase și așa îți dau un sentiment parcă de tristețe, mai ales da, că te gândești da, la trecut. La mama bătrână, la neputința acelor bătrâni și că nu mai există printre noi. Și o să fie totuși altceva. Nu chiar ce-a fost mai de mult cu 1300 de persoane și așa mai departe. Deci mai de mult la casa care erau 3 copii erau cei mai puțini, acum la casa unde sunt 3 copii sunt cei mai mulți. Da, da. Deci nu. Dar cum ați reușit să o faceți, mă rog, să-i transmiteți Denisei dragostea aceasta pentru locul natal și să încerce să revină, să rămână aici și să nu plece, fiindcă totuși mergând la facultate la Alba Iulia, sunt o groază de tentații, e mult mai frumos să locuiești acolo decât să vii aici în zona unde posibilitățile sunt reduse. Da, eu cred că de când a fost mică, cum v-a spus și în 2004, ea e născută în 2002, în 2004 avea 2 ani, o țineam în brațe, am organizat și atunci prima așezătoare aici, împreună cu bunicul, da? Și tot așa adunând pentru expoziția etnografică a comunei, tot timpul o duceam cu noi, tot timpul și soțul îi place la fel, avem animale, deci știm să torcem, știm să facem ciorap tradițional. Deci cumva ne leagă ceea ce de aici am crescut. Știți cum zicea un om bătrân? Suntem ca viermile în Hirian, știi, în rădăcina de Hirian, îi... Amară viața, dar și frumoasă în același timp, da. Dacă știi să ți-o faci. Zicea etnografica comunei unde? A unde comunei se Mogoș și unde are se găsește? Locația în centrul comunei la școală, în corpul de clădire a școlii generale. Da, în fiecare an, în fiecare vară avem claca de coasă, unde facem expoziție gastronomică și expoziție etnografică. Ah, interesant. Acolo, da.
Deci acolo ne punem toate produsele, facem noi produse de casă, de exemplu din lapte, facem un brânză topită, telemea, caș, după de la derivațiile acestui produs, brânzoici, plăcintă, verzare, deci toate le facem noi. Pot să spun un viitor foarte, foarte stabil aici, din cauza locurilor de muncă, nu există, dar tot aici o să revin. Nu o să las căsuța cu paie, nu o să las nimic. I don't wanna go out on my own. Maybe we could stay and make a home. It's written on my heart and in my soul. You're the one good thing. And I don't think of